te pupăm! Te pupăm! Bună, bună, vă salut, bună seara tuturor! Ce faceți? Noi facem foarte noi bine. Facem bine! Noi suntem curioși ce faci tu și ba chiar ce ai făcut cu banii de la șefii ăla cu tine. Banii! Ei, bună întrebare. Banii sunt la locul lor în cont. Încă să nu m-am băgat în ei. Să sperăm că fac pui, da. Da, te-ai decis și ai vrea să faci cu ei? Da, în viitorul apropiat vreau să îmi deschid restaurantul meu. Opa! Deci mai trebuie să pui ceva bănuți peste, să înțeleg. Mai trebuie să mai lucrez puțin și cred că visul devine realitate în viitorul te-ai apropiat. Te-ai gândit cam la ce investiție ți-ar ridica acest business despre care vorbești? Că un restaurant înseamnă o sumă, cred. Și ce normal, fel de restaurant? Păi aș vrea să am un restaurant micuț. E visul meu să am undeva la 10 mese, a două persoane, ceea ce mi-am dorit. Ce specialități? Este, nu știu, pe burgeri, pe fripturi, pe... Nu, va fi un restaurant concept fine dining. Gourmet, așa. Fonflet, avec șampanie, cu nebunie. La 10 mese, bănuiesc că și meniul va fi și prețurile vor fi foarte piperate. Ei, vor fi niște prețuri, așa. Cred eu că normale și decente pentru ceea ce se va găsi în meniul restaurantului. Dă-ne două exemple așa, sau ce se va regăsi așa în meniu? Care va fi meniul de bază, practic? Melci? Meniul de bază, numărul unu acolo, ceea ce m-a făcut pe mine să ajung în top în România la șef la cuțite a fost musul pe care l-am gătit șefilor și farfuria mea de suflet, să spun așa, e farfuria cu lobodă, ceea ce va fi cu siguranță în meniul restaurantului. Farfuria cu lobodă. Da. Bună, dar câtă lume crezi că o să mănânce lobodă? Dar ai zis ceva acolo, mus ai zis? Păi lobăda făcută în mai multe stiluri și cum am gătit eu lobăda, cred că va mânca foarte multe lume, cel puțin va vrea să încerce. Dacă îi zic lumea mai e de lobădă fine dining, îmi zice că... Mamă, v-ați întors la tradiție! Nu-ți mai place, maică! Bravo, maică! Adică nu va fi o reinterpretare, bănuiesc. Cum mâncam la bunici, dar în stil prețios. Normal, va fi ceva să ne aducem aminte și de casă, dar să ne aducem aminte că suntem la restaurant și tocmai asta, pentru mine, din punctul meu de vedere, înseamnă să faci diferența când te duci la restaurant față de ceea ce gătești acasă. Se spune că cizmarul n-are cizme, bucătarul, șeful, dar ce mănâncă Ionuț Belei așa în viața de zi cu zi? Sau ce preferințe? Eu ce mănânc în viața de zi cu zi? Nu am, mănânc orice. Uite, dimineața, ce ai mâncat dimineața? O făcut mama mea niște cornulețe, adică niște plăcinte cu nucă am mâncat dimineața, uite. Păi asta e colațione! Cornulețe con ce să vezi? Dar și la prânz ce ai mâncat? La prânz bătaie. Uite, nu e rău, e clar. Asta nu e bine. Deci proverbul ăsta e foarte bun cu cizmarul are cizme și... Da, și de obicei șefii sunt așa un pic mai rotofei, să zic, mai bine legați. Tu văd că te ții bine, faci și sală, faci și sport sau din contră nu se pune pe tine oricât ai gusta? Nu se pune pe mine, dar mai fac și sport din când în când, când îmi aduc aminte și mă mențin așa. Adică nu mănânc nici exagerat de mult, dar mănânc ce vreau eu și așa, într-o limită. Pe piele arată și cum se lipesc nici kilograme, nimic, iar el nimic. E al naibii în bucătărie. E al naibii în bucătărie, al naibii de bun în al bucătărie. Bun. Dragul nostru, te lăsăm acum, pentru că văd că ești în mașină și probabil mergi în treburile tale. Mă duc spre casă. Te duci spre casă, drum bun. O să te invităm mai în zilele următoare la noi să mâncăm și noi ceva cu lobodă, că ne-ai nenorocit cu lobodă. Mai mare poftă ce mi-ai făcut, uite mă râcă, bine, eu sobat aici să fiert pe lobodă. Bine, așa să fie. Da? Băi, aștept invitația voastră și... Lobodă crocantă faci? Lobodă crocantă. Îți fac lobodă de care vrei tu. Mus de lobodă vreau. Lobodă pane. Bun, mulțumim foarte mult. Te pupăm și o zi frumoasă. Mus de lobodă pe pat de așteptări.